Haideți să facem o rămâne! Haideți să facem o rămâne! Vă rog să nu mai asaltați, că intră în direct. Puneți păștatul de plată. Atenție! Auziți, da? Nu știu, da? Și anchete epidemiologice cu privire la pandemie și nu numai teste RT-PCR fals pozitive și fals negative, pe care Curtea de Apel de la Lisabona le-a anulat și le-a desconsiderat anulând carantinele, atunci o să discutăm despre pandemie. Până nu avem anchete epidemiologice și de cercetări științifice cu adevărat realizate de DSP, până atunci nu consider că avem pandemie. Și în România vreau să vă mai spun că nu a fost decretată epidemia în România, atenție, nici până la această dată. Ca să poți să decretezi pandemie, trebuie mai întâi să ai epidemie în România. În România nu s-a declarat până la această dată epidemie, da? S-a certificat pandemia și atâta tot, mă scuzați, sunt obișnuită cu mascarada pandemiei, da. Am văzut. Mor la Ati, nu mor în altă parte. Spuneți. Da, eu sunt un eu sunt un reprezentant al poporului român, nu al statului. Eu sunt un adevărat reprezentant al poporului român. Da, nu știu, eu v-am spus de mine, eu sunt reprezentantul poporului român și am ales să rămân cu poporul român aici în piață, nu să mă duc cu oficialitățile, pentru că dacă vrei să-ți respecti oamenii care te iubesc și te-au votat, rămâi alături de ei, că de oficialități ne-am cam săturat. Spuneți, domne, că primarul... Ce s-a întâmplat? Asta este foarte urât când a fost nevoie, dar atunci când avem de sărbătorit sau de comemorat un eveniment,
mie mi s-ar părea corect să nu huiduim și să nu facem gesturi regretabile. După ce se termină acel eveniment și după ce trece ziua respectivă, cred că putem să ne întâlnim să huiduim cât vrem. Dar ziua națională a României, ziua Unirii, ziua Tricolorului, ziua Iei Naționale, aceste lucruri trebuie să treacă în semn de respect față de toată lumea, fără huiduieli, fără îmbrânceli, fără injurii, fără aruncat cu ouă, lapte și așa mai departe. Mai avem un pic până ne mai civilizăm. Mai avem, mai avem. Regretabil. La revedere! Mulțumesc! Pare rău, asta e, v-am tras. E normal, normal. Este no. Postului! Da. Cine a fost cu noi la Cuvioasa fără a schimba, nu dumneavoastră? Ce v-au făcut la Cuvioasa? Reporterul care a ținut cu... Da, reporterița de la România TV care a ținut cu protestatarii, o altă, cum a zis, manifestantă. Da, 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 dar ceva tras-o. Erați cu baricade. Dar nu v-a tras-o bine când a simțit-o. Nu, 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 nu